Atenționarea meteorologică a intrat în vigoare astăzi și este valabilă până sâmbătă la ora 16. În acest interval, vremea se va răci accentuat, la început în nordul și nord-vestul țării, iar sâmbătă și în celelalte regiuni. Astăzi sunt prognozate precipitații în nordul, vestul și centrul țării, iar sâmbătă mai ales în sud. În zonele joase de relief vor fi ploi, care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, astfel încât în Maramureș, Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte. La munte vor fi mai ales ninsori și se va depune strat nou de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 60 până la 90 de km pe oră, viscolind temporar zăpada. Intensificări ale vântului se vor înregistra și în restul teritoriului, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră și trecător 70 de km pe oră.